Și consumator, și client la rândul meu, și eu intru într-un supermarket și văd că s-au mărit prețurile, și așa vă, vă și răspund la întrebare. Într-un mediu inflaționist, prețul produselor și serviciilor crește. Vă la bancă, banca oferă produse și servicii. Prin urmare, răspunsul e de la sine înțeles. A crescut prețul la pâine și la lapte, a crescut prețul și pentru dobândă. Bună ziua, bine ați venit la podcastul CSLB. Este un podcast care își propune anul acesta să vorbească despre educație economică și financiară. Cred că este nu doar o temă generoasă, ci una absolut necesară, pentru că plecăm și vorbim de multe ori despre faptul că totul pleacă de la educație. În cazul de față, vorbim despre educație economică și financiară și, cum se spune, dacă nu ești informat, nu vei avea nicio scuză că vei face sau nu unele greșeli. Și atunci, iată, vorbim despre educație economică, așa cum spuneam. Eu sunt Constantin Rudnitski, sunt jurnalist cu profil economic și invitata acestui podcast de astăzi este doamna Flavia Popa, care este secretar general al BRD, Grup Societei General. Bună ziua, doamna Flavia Popa, vă mulțumim pentru prezența la podcastul CSLB. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să ne întâlnim. Haideți să facem așa o introducere în temă. Eu spuneam că educația este, un, este absolut necesară. Spuneți-mi, vă rog, mai întâi de toate, cum vă raportați dumneavoastră la educație și, în speță, la educația economică și financiară. Eu, personal, ca fiecare om, îmi propun să fiu un om educat, pentru că asta îmi dă acces la informații care, la rândul lor, mă ajută să cresc, mă ajută să... Mă bucur, mă ajută să merg mai departe într-un proces natural al fiecăruia dintre noi, ca oameni, să evoluăm. Ca reprezentant al unei bănci, BRD, care se ocupă de zona asta, de educație, punând o mulțime de efort în a sprijini educația din România. De ce facem asta? Pentru că noi credem că educația, alături de, de cultură și de sport, -ă, sunt trei piloni fără de care un popor nu se poate dezvolta. Bun, plecăm de la sigur de la aceste idei, dar coborâm un pic mai în realitatea economică și sigur nu părăsim, evident, spațiul educației. Și prima mea întrebare este mai degrabă concretă, aș numi-o, și v-aș ruga să ne spuneți ce ar trebui să știe sau ce trebuie să știe un client atunci când intră. Într-o sucursală bancară despre o bancă? Ce trebuie să știm despre o bancă? V-aș răspunde tot în calitate de client. Întâi de toate, trebuie să știe care alegere și prima alegere pe care poate să o facă este că poate să intre virtual sau poate să intre fizic. Deci nu mai e nevoie să intre într-o bancă, să treacă pragul, poate să trag un prag virtual. Asta, asta e un lucru care din Bun. capul locului e o precizare importantă. Da, din capul noi. locului mi se pare important în raportat la vremurile la care trăi, pe care le trăim După aceea răspundându-mă la întrebare. Mă gândesc că am putea să ne ducem chiar la la definiția unei bănci. O bancă este o entitate care face o intermediere financiară. Ce înseamnă asta de fapt? Înseamnă că atrage de la deponenți bani și îi plasează ulterior în economie prin credite. Așadar, aș vorbi de, de două roluri esențiale um, sociale. Unul, nu știu dacă e unul mai important decât celălalt, dar poate primul este de a păstra în siguranță banii oamenilor. Asta e un rol al băncii. Și al doilea rol este de a fi un suporter, de a fi o entitate care ajută economia, creditează economia. Întorcându-ne la, la primul rol, pentru că noi astăzi vorbim despre consumatori, din capul locului e important să spunem că banca cu toate regulile ei cu toate legile pe la care trebuie să se supună în stricta supraveghere a Băncii Naționale, este un garant al siguranței pe care oamenii trebuie să o aibă atunci când vin să-și lase avuția, banii la bancă. Da, mă bucur, dar o completare aș face. Mă bucur că ați abordat tema aceasta din ambele unghiuri, pentru că uneori poate noi, în calitate de consumatori sau de clienți, uităm cele două roluri despre care vorbiți. Adică uneori ne focusăm doar pe, poate pe unul, să zicem, dacă am luat un împrumut, ne uităm la credite. Dacă depunem bani într-un depozit bancar, ne uităm doar la zona aceasta. Și cred că asamblu trebuie să, trebuie să vedem ansamblu. Iar eu oricum am punctat două elemente esențiale, cu siguranță, după aceea e de la sine înțeles că banca este un intermediator de plăți, are multe alte valențe, dar am rolurile am fundamentale de sunt cele două, de, de garantor, de depozitar de și de creditor. Bun. Acum cred că în orice rol ne-am afla. în acest moment, mulți dintre noi, să spunem așa, ne întrebăm ce se întâmplă cu dobânzile, de ce cresc, ne uităm că se întâmplă acest fenomen. Și v-aș să ne dați răspunsul unui banchier sau nu numai. Acum sunteți în rolul unui om care ne vorbește și despre, de face și educație economică. Și consumator, și client, la rândul meu și eu intru într-un supermarket și văd că s-au mărit prețurile și așa vă, vă și răspund la întrebare. Într-un mediu inflaționist, prețul produselor și serviciilor crește. Vă la bancă, banca oferă produse și servicii. Prin urmare, răspunsul e de la sine înțeles. A crescut prețul la pâine și la lapte, a crescut prețul și pentru dobândă. În același timp există un revers al medaliei și anume că au crescut și dobânzile la depozite. Depozitele sunt mai bine remunerate față de alte dăți. Chiar dacă, da, a crescut rata dobânzii din rațiuni inflaționiste. Bun, dacă ați vorbit despre creșterea remunerării depozitelor bancare, am să merg mai departe și am să vă rog să ne spuneți ce trebuie să știm despre un depozit bancar. Nu, ne, nu vrem neapărat o recomandare, că nu, ne, nu vrem să facem recomandări acum în acest podcast, dar vrem să înțelegem nu, câteva lucruri legate de depozitul bancar. Ce, ști, ce trebuie să știm când lăsăm banii pe mâna băncii, ca să spun așa? Când economisim. Când economisim, da. Pentru că Până la urmă gândul ăsta legat de economisire sau gestul ăsta de a economisi Cred că este apanajul oricui și în orice vreme Atunci când economisești, niște bani economisiți au de două ori valoarea lor Prin urmare, faptul că pui banii într-un într depozit N-aș putea spune decât că e un lucru bun și din perspectiva unui om chipzuit dar și din perspectiva faptului că îi ții într-un loc, în siguranță. În ceea ce este depozitele, depozitele în România sunt adaptate diferi, diferitor tipuri de clientele. Avem până și depozite pentru minori, de exemplu, cu diverse dobânzi și cu diverse, diverse perioade de, de, de depozitare, pe termen lung, pe termen scurt, mediu. Și aș spune că un lucru, aș puncta un lucru esențial, anume că depozitele în România sunt garantate de către fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar până la 100.000 de euro sau echivalent în lei. Asta e o garanție în plus, dincolo de, de importanța și de, de garanția pe care o dă banca că banii aceia se vor recupera de către, de către, cei care au încredere să-i să lase la bancă, pentru că statul, la rândul lui, garantează. Bun, așteptam, sigur, și ne, este bună această precizare totdeauna a garanției pe care o oferă fondul de garantare. Ați, făcut, ați vorbit ceva mai devreme despre economisiri care se pot face chiar de la vârste foarte mici. Știu că specialiști precum dumneavoastră recomandă acest lucru. Mai dați-ne un argument, de ce să începem să economisim la vârste mici sau părinții să economisească pentru copii? Și mai ales, spuneți-ne, va aș ruga, dacă, nu știu dacă avem cifre, dacă sunt întâlnite astfel de situații în sistemul bancar din România. Adică, vedeți părinți care economisesc pentru copii. Da, deseori vedem părinți preocupați de viitorul copiilor lor și sunt diverse categorii de acțiuni pe care le au în raport cu banca. Pe de-o parte, economisesc prin punerea banilor într-un depozit, dar deseori observăm și alte tipuri de, de, de preocupări care vizează punerea banilor în fonduri de investiții, în titluri de stat, în alte instrumente financiare care să producă un randament și care, de fapt, ce să facă? Să asigure o siguranță pentru, pentru copii celor care fac asta. Deci, de la, dacă se poate, la, de la vârste cât mai mici putem sau pot putem să economisim în numele copiilor În numele, lui. da. Asta spuneam că, evident, sunt instrumente financiare extrem de sofisticate, care pot sunt la latitudinea exclusiv, evident, a părinților și dacă gândul lor este că fac asta pentru copii, e gândul din subsidiar. Raportul între bancă este cu părintele, părintele cu corect. adultul care poate să care trebuie și la el la rândul lui să aibă un anumit profil financiar să poată să facă acest lucru. Dar revenind la depozite, sigur că da, există părinți care depun bani pentru copiilor. Am vorbit despre depozite, să privim și cealaltă față nu a monedei și anume creditele. Am văzut mai mulți specialiști anul acesta care au vorbit despre un pic de cumpătare în a lua credite sau mai multă atenție nu știu dacă e cea mai bună idee Repet, nu facem recomandări Dar vreau să aflăm și opinia dumneavoastră E un an mai complicat pentru cei care Și-ar dori să iau un împrumut Sau nu neapărat 2023 e un an pe care cu toții cred Aici de față și Cei care ne privesc îl, îl simt Ca fiind diferit din perspectiva uh, Aceleiași idei Pe care o evocam mai devreme A mediului inflaționist Vedem cu toții că lucrurile se schimbă Că banii, puterea de cumpărare a banilor e diferită de la o lună, poate la, la alta. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că, în raport cu întrebarea noastră și cu, în raport cu un credit, evident că poate afecta, acest mediu inflaționist poate afecta puterea de rambursare a celui care a luat un, un credit acum, acum câțiva ani. Sau acelui care își dorește să ia un credit. Azi. Pentru că întrebarea e dacă vă gândiți, întreaga noastră viza, de fapt, cum ne raportăm azi la, exact, exact. la creditare. Putem cred, că, cred că putem să ne raportăm cu același gând pe care l-am avut întotdeauna, anume că atunci când iei un credit, cu siguranță trebuie să fii, pe de-o parte, bine informat, dar, pe de altă parte, în decizia pe care o iei. Să ai în vedere capacitatea ta de a putea să rambursezi acel credit într-un număr de ani raportat la, la ceea ce faci, la, ce, la modul în care îți produci veniturile acum și, evident, în încercarea de a prezice, deși e complicat, astăzi, e, mai e mai complicat astăzi, cum te vei raporta la, la veniturile tale pe, peste ani. Dar de aici vine și rolul băncii. Apropo de creditare, pentru că atunci când acordăm un credit sau atunci când ni se cere un credit, relația client-bancă trebuie să fie una de mare încredere, o relație, un dialog extrem de important în care să gândim împreună cea mai bună metodă cât să ne asigurăm că nici banca și nici clientul nu se va afla la un moment dat la, la răscruce de, de drumuri. și pentru a evita problemele. De da. fapt, de asta este esențial să ne, ne adaptăm. Apropo de vorbe înțelepte, că am mai încercat și mai devreme să, să punctez ceva, cred că mi-a rămas în minte vorba cuiva care spunea că atunci când îți iei un credit, trebuie să te preocupi să te uiți la rata pe care o ai de, de plătit și rata aia să fie o sumă la jumătate a ceea ce te permite cu siguranță, cu ușurință să plătești. Deci nu numai că trebuie să fie o sumă pe care ai plătit o cu ușurință, ba împart-o la doi și în felul ăsta, pe termen lung, cred că durerile de cap ale băncii și ale clientului s-ar mai diminua. Bun, sunt câteva repere importante pe care le-ați dat. Întrebarea următoare viza exact acest lucru și anume ce tip de cunoștințe ar trebui să aibă consumatorii atunci când decid să iau un împrumut, sigur într-o colaborare cu banca, așa cum ați precizat, și într-un echilibru cu societatea bancară. Dar haideți să facem poate așa o sinteză. Deci spuneați că trebuie să ne. Să știm cam sau să ne imaginăm cam ce vom ce veni. Punându-mă din nou, Vor... sunt la rândul meu un client, și da, exact. din perspectiva mea, ca și client, aș vrea să știu, așa, când, când merg la bancă, aș vrea să înțeleg și cer un credit, că despre asta e vorba. Aș vrea să înțeleg, întâi de toate, care sunt termenii și condițiile, ce anume îți cere banca, ce anume trebuie să dai tu, care sunt, până la urmă, drepturile și obligațiile, fiecare între. Până la urmă, ce? E? Eu, relația bancară este o relație contractuală. Orice relație contractuală are drepturi și obligații de partea ambelor părți. Prin urmare, eu, consumator, aș vrea să știu care sunt termenii și condițiile pe care banca mi le oferă, aș vrea să, să știu, legat de, de produsul de creditare, care este rata dobânzii, aș vrea să înțeleg mai multe lucruri despre costurile care presupun această relație contractuală, asta înseamnă uh, comisioane, de, taxe uh, și toate astea pe care le-am enumerat eu acum, uh, rata dobânzii, comisioanele și taxele, înseamnă uh, un cost al creditului. Deci ar trebui să înțelegi care este costul total al creditului pe care uh, uh, banca uh, ți-l oferă. Și după aceea, evident că sunt chestiunile care țin de noțiuni generale, rată de schimb, scadențar. Toate astea trebuie de la bun început lămurite, clarificate, fără niciun fel de, de, de restricție. Trebuie să pui întrebări ca să înțelegi exact aceste elemente fundamentale. În, în raport cu creditul despre care uh, vorbim. Bun, deci toate acestea sunt informații. Ele se pot obține într-o colaborare, cum spuneați, cu banca. Și trebuie Acum... bine înțelese. Și trebuie înțeles. Trebuie întrebat până clarificăm. <coughs> trebuie uh, dus până la capăt uh, orice fel de dubiu, ca atunci când pornim în relația asta contractuală, să pornim uh, bine clarificați. Da, 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 Toată lumea trebuie să știe de unde pleacă exact. și unde trebuie să ajungă până la urmă. Exact. Acum erați un pic în pielea unui client, unui consumator. Acum o să vă rog să fiți în pielea, în, în pielea unui banchier, ceea ce și sunteți, evident, și o să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre cum privesc bancherii ceea ce în obște, se numește bonitatea unui client. Bonitatea unui client din perspectiva unei bănci este capacitatea lui de a putea rambursa în viitor. Este pe scurt, asta înseamnă, iar noi ne raportăm la această noțiune nu aleatoriu, ci pornind de la, întâi de toate, de la reguli bine stabilite în sistemul financiar bancar prin lege, prin, de Banca Națională, iar din perspectiva clientului, pornim de la venituri, de la salariul lui, de la alte tipologii de venituri pe care le are în afara salariului, pe care le ponderăm cumva, le ajustăm la normele de care vorbeam. Și în ecuația asta, veniturile cu normele astea ne dau un grad de îndatorare. Și ăsta e de ce e atât de important gradul de îndatorare. Vorbeam noi la începutul discuției să ne asigurăm că putem să rambursăm ceea ce am Primul. luat da, de, de la, la bancă pe baza da. unor hârtii. Deci la bancă. Uhum. Te duci, semnezi niște hârtii și pleci cu niște bani. Să spunem doar că în acest context banca-și asumă primul risc. Nu? Ei dau banii pe un timp evident, de, cum spuneți, de bonitate, de, de bonitate, încredere da, și așa mai de departe. De Te uiți la bonitate și uh, îți pui întrebarea dacă acel client din fața ta va putea rambursa în timp. Exact. Uh, e o întrebare grea. <laughs> <laughs> Pentru că da, viața cu, ne arată. Cu situații ne Viața ne arată că, <laughs> exact, că, că neprevăzutul <laughs> ne pândește la colț. Bun, gradul uh, de îndatorare. Exact. exact. că e, important. Și de, de, de la gradul de îndatorare, uh, mergem mai departe cu, cu uh, scrutarea profilului clientului și ne uităm la alte tipuri de informații legate de uh, um, birou de credit sau de uh, diverse alte locuri în care găsim informații despre, despre client. Informații, evident, publice. Da, da, inclusiv la ANAF, de exact, ce nu am văzut Exact. Că puteți și în uh, contextul acesta, profilăm Clientul și ne dăm seama în ce măsură uh, îi se potrivește un anumit, decred, un anumit tip de credit sau un, anum, un altul. Bun, e bine să explicăm aceste lucruri. Până la urmă e vorba la un moment dat de profesionism și de niște matrice, de niște standarde care, care poate că putem introduce mai mult sau mai puțin sau în proporții mari un, un client, nu? Da. Dar apropo de standarde, uh, Băncile sunt într-un plin proces de digitalizare, toată lumea sigur că îl aplaudă, toți îl dorim, cel puțin la nivel principal. Uneori însă ne mai răcăim, așa să zic așa, cu micii roboți pe care îi găsim la serviciu public. Deci, cum, vedem, cum vedeți dumneavoastră acest proces de digitalizare? Aș vrea să vă răspund de data asta prin ochii clienților noștri, pentru că ei probabil sunt cei mai măsură să spună dacă digitalizarea asta le este favorabilă sau nu, și răspunzând așadar în numele lor, aș spune că le este mai mult decât favorabilă. De ce spun asta? Spun asta pentru că vedem cât de deschiși sunt să își însușească aceste canale digitale. Vedem până la urmă, dincolo de clienții noștri, cât de mare succes au neobăncile. Și toate astea, aș zice că mă, mă, mă conduc la, la ideea că procesul de digitalizare este ceva dorit și așteptat de clienți. Băncile care nu mai au canale digitale astăzi au un handicap, aș spune. Revenind la întrebarea de ce toate astea, e evident, pentru că digitalizarea îți oferă un anumit confort, nu te mai deplasezi cum ziceam și la începutul discuției îți, îți oferă un, un, o modalitate de a-ți economisi timpul și slavă Domnului, timpul pare să fie marfa cea mai de preț a vremurilor noastre arătate, da. și atunci confort plus timp conduc la ideea că digitalizarea este aici ca să rămână și este ceva important în primul rând pentru clienți dar, în același timp, și pentru, pentru bănci, le ajută până la urmă să, să fie mai rapide în, în a răspunde așteptărilor clienților, le ajută să facă față la o cerere mai mare și, și toate cele care vin dintr-un proces de digitalizare, care are o componentă importantă, evident, automatizare. Aici mai am o întrebare. Nu putem să, mai ales în acest domeniu al digitalizării, nu putem să anticipăm pe o durată prea lungă de timp pentru că schimbările sunt evidente și foarte rapide. Dar vă rog, dați-ne viziunea dumneavoastră. Unde vom ajunge cu digitalizarea, să zicem, sistemului bancar, nu vorbim de societate? Poate, nu știu, pe niște modele, dacă le putem vedea deja în afara României sau în afara Europei sau în Europa, nu dau seama sau nu știu dacă avem astfel de modele la care să ne uităm. Eu aș răspunde așa. Dincolo de modele sau nu, îmi place să cred că inteligența artificială este lângă noi să ne ajute și că noi, oamenii, vom putea să avem alegere mereu, anume de a te așeza într-o sucursală bancară și a discuta cu o persoană din fața ta și. A, pentru dacă îți dorești acest taci uman sau de a te așeza în fața unui laptop sau, în fața, sau să ții telefonul în mână și să poți discuta cu o inteligență cu cineva care de partea cealaltă este pe de-o parte virtual și mai mult decât atât e, nu e o inteligență umană, e o inteligență artificială de, Deci îmi place să dacă mă, mă provocați cu întrebarea asta îmi place să răspund din perspectiva mea mi-aș dori să se păstreze această alegere și peste ani, cu siguranță, față de tot ce am povestit mai devreme, timp câștigat și confort probabil că poate predomina zona asta de, ne uităm și, și în afară, chiar societate general are, de exemplu, o, o, o bucată însemnată din activitate sub formă unei bănci virtuale. Există acest lucru? probabil că va fi și în România. Dar îmi place să pun pariu că vom avea și, și peste alternativa, ani de? alternativa, adică acea sucursală cu oameni, cu flori, cu verde, apropo de sustenabilitate și cu, cu posibilitatea de, de a interacționa și a avea un raport uman 100%. Bun, îmi place viziunea dumneavoastră despre viitor, o împărtășesc, ca spune, dar acum o să vă rog să ne întoarcem în realitatea dură, mai mult sau mai puțin dura zilelor noastre. Și întrebarea foarte precisă este, pe care cred că și-o pun mulți dintre consumatori, este cât de negociabile sunt contractele de împrumut. Ne referim la, sigur, între un consumator și o bancă. De ce ele devin negociabile în cadrul CSLB și, într-o măsură mai mică, direct la bancă? Asta e o întrebare suplimentară. Răspunsul meu e așa. Întâi de toate, legea în România ne, ne permite și ne obligă să negociem. Și asta e un lucru foarte bun pentru consumatori, iar evident că băncile sunt interesate și deschise să facă asta. În același timp, aș vrea să fac o cred că aș face un paralelism cu industria de automobile. Pentru că și în industria bancară, că tot vorbeam mai devreme, este nevoie e de o automatizare, de ca lucrurile se întâmple repede. Hai să ne imaginăm cum ar fi, de exemplu, să monitorizezi, să acorzi și să monitorizezi 50.000 de, de credite de diferite categorii. E aproape imposibil și asta mă conduce la, la ideea că avem nevoie de o oarecare standardizare, făcând chiar paralelismul în continuare cu, cu mașinile. Păi și la o mașină, ai două, trei, la un model, ai două, trei tipuri ușor adaptate în funcție de tipologia de client, dar tot rămâi niște modele mari, când vorbim de din nou despre retail, despre produse de retail, despre credite acordate persoanelor fizice. Dar cu siguranță, dincolo de ce am spus acum, în funcție de profilul clientului, în funcție de relația noastră cu clienții, există discuții. Dar să ne imaginăm că dacă ai vrea să negociezi clauză cu clauză, rând cu rând, un contract nu cred că este e păgubos și pentru o parte și pentru cealaltă. Dincolo de faptul că rezultatul ăla ar trebui pus într-o matrice diferită de toate celelalte și urmărit diferit. Ăsta este argumentul pe care, pentru care aș spune că da, suntem deschiși să, să negociem lucruri importante de esență ale contractului, dar probabil că nu e eficient pentru nimeni să negociezi fiecare literă și fiecare rând dintr-un dintr dintr contract. Ok, uh, raportăm la eficiență, și aici putem să înțelegem. <coughs> și până la urmă, și eficiența folosirii timpului clientului. Și răspundându-vă la întrebare, cu siguranță atunci când, până la <coughs> capăt, cu siguranță <coughs> atunci când un client vine să ia un credit și uh, pune întrebările de care spuneam mai devreme și înțelege care sunt condițiile, care sunt termenii, în contextul în care ceva cu adevărat îl deranjează acolo. Evident că e un lucru care poate fi discutat și negociat. De aia spun că CSLB este mai degrabă, îl văd în, având un rol ulterior și, și nu înainte de acordarea unui credit, pentru că la acordarea unui credit suntem cu, cu, cu siguranță mai mult decât deschiși cu toții să punem bazele unei relații autentice solide. CSLB-ul introduce o a treia parte în, în discuție atunci când părțile nu s-ar înțelege. Okay. De, da, Suntem aici, exact, exact în punctul acesta ne aflăm. Ca să fim și mai aplicați, se întâmplă în viață, există un litigiu între bancă și client în instanță și vă rog să ne spuneți dacă. Noi știți... ne dorim foarte puține, cât mai puține din aceste. Absolut de acord, sigur că da. Dar uneori se întâmplă și întrebarea era care sunt, cred, dacă credeți că sunt avantaje ale suspendării procesului pentru găsirea unei soluții amiabile prin conciliere și nu în ultimul rând, sigur, care este experiența băncii pe care o reprezentați în, în acest tip de soluții. Ca om de formație juridică, aș spune că să mergem în instanță, să încărcăm instanțele cu procese inutile, e păgubos pentru consumator, pentru bancă, pentru stat, pentru toată lumea. Prin urmare, Reiterez ideea de a căuta soluții în avans și de nu ajunge în instanță Și iată că rolul ce, iată de unde vine rolul CSLB în, în, în subiectul ăsta Este acea, acel terț care ne poate așeza la masa discuțiilor în afara unui cadru litigios În afara unui proces în, în curtea de, de, de justiție, în instanță și deci revenind la întrebare cu suspendarea, cu siguranță împreună cu CSLB, cu un conciliator de la CSLB, lucrurile vor sta diferit. Vom ieși din impunătoarea instanță care încearcă să legate la ochi să Împartă dreptatea în stânga și dreapta Și ne vom ajuta la o masă de discuții Împreună cu un conciliator Ca să găsim o, o cale echitabilă Până la urmă asta căutăm cu toții Să echilibrăm lucrurile Să fie o relație de câștig-câștig de Pentru fiecare din, din cele două părți ale discuției Ce câștigăm? Câștigăm așa Câștigăm din nou timpul prețios Pe care tot îl amintesc în discursul de astăzi Câștigăm, fără doar și poate, niște resurse care se referă la bani, pentru că nu mai stăm în instanță și nu mai plătim acest, acest proces, ci stăm și discutăm în jurul unei, unei mese cu conciliatorul. Prin urmare, recomandarea noastră, pe care o și punem în practică, de altfel, la nivelul BRD, este să vorbim, să vorbim cu clienții noi și cu ei, să vorbim cu clienții alături de un conciliator atunci când poate ne-am rătăcit căile și unii și alții, și de-abia de dacă nu mai există nicio altă cale să ajungem în instanță. Vi s-a întâmplat să lucrați cu CSLB, evident, apropo de experiența propriei bănci? Lucrăm, lucrăm excelent cu CSLB. De la an la an am, am îndreptat către CSLB diverse situații pe care, după ce ne-am preocupat să le rezolvăm doar noi și cu clientul, ne-am gândit că un al treilea, un terț înțelept. Ne, ne, poate, ne poate scoate la liman, s-a dovedit că așa a fost. Prin urmare, experiența de până acum nu face decât să ne încurajeze să, să continuăm excelenta colaborare pe care o avem cu clienții noștri prin CSLB. Pentru că, ce câștigăm prin CSLB? Câștigăm încredere. În instanță, după ce câștigă o parte sau cealaltă, aș spune că e fără doar și poate o relație mai degrabă conflictuală sau o relație care rece, pe când aici, la CSLB, după ce ne-am conciliat, cred că rămânem în continuare în raporturi excelente și na, noi băncile nu putem să ne dorim altceva decât încrederea clienților noștri. Bun. Suntem aproape de final. Mai am o întrebare tehnică și apoi sper să inventez o întrebare de final, așa, care să... Iar eu sper să, să inventez un, un răspuns. <laughs> exact. Cea tehnică este probabil o chintesență, sau mă rog, e o chestiune care evident interesează pe, pe oameni și pe consumatori. Ce soluții poate avea banca la îndemână pentru consumatorii care se confruntă cu situații dificile? generate fie de situația economică generală, fie de situații particulare familiale. În primul rând, aș, aș spune că atunci când ați evocat situații dificile, când clientul nostru este într-o situație dificilă, fără doar și poate corelativ și banca poate fi într-o situație dificilă și atunci avem din nou un interes fără echivoc în a încerca să găsim soluții, să rezolvăm situația dificilă legată de rambursarea creditului. Nu este favorabil nimănui să ajungem la un credit neperformant. Asta înseamnă pentru bancă un eșec în evaluare, un cost al creditului neperformant, costuri care presupun recuperare, și de aici o întreagă pleiadă de minusuri. Prin urmare, Sper că sunt suficient de elogvente aceste, chestiuni pe care le-am menționat mai devreme cât să convingă pe toată lumea că da, este necesar atunci când avem o problemă să venim să vorbim cu consilierul nostru de clientele, cu banca, cu... să trimitem un semnal că e timpul pentru o discuție, așa cum am avut la început o relație contractuale, acum e timpul să vedem cum ieșim la liman într-o Situație dată. Prin urmare, banca este pregătită și, și, ca să nu rămân doar în zona de vorbe apropo de pregătit, îmi place să vă dau exemple concrete. În pandemie, când lucrurile știm cu toții că nu au fost fericite pentru niciunii dintre noi, banca a reușit să amâne ratele la, la peste 43.000 de credite. Așadar, aș spune că, indiferent de, de pandemie sau nu, de ordonanțe de guvern sau nu, Băncile sunt pregătite și au tot interesul și toată bunăvoința să găsească soluții care se transpun în ce? În diverse metode de conversie, de amânări, de refinanțări. Sunt în funcție de problema clientului și de, de nevoia lui, căutăm versiuni, variante. De a-l uh, îl, îl, îl ajuta la acel moment de cumpănă uh, până când își găsește calea și putem să intrăm din nou în matca unei rambursări firești a creditului. Dar deschiderea există. Sunt lucruri care uh, au fost, uh, concret vorbind, făcute uh, în funcție de, de, de situația clientului. Sunt chiar momente când. S-a renunțat la o parte din, din, din datorii, din nou vorbind punctual despre situații particulare atunci când partenerul nostru contractual realmente trece într o problemă, problemă importantă. Bun. Acum ziceam că inventez o întrebare de final uh, și o să zic așa. Uh, știu că sunteți uh, pasionată de a, Călătorii pe munte, sunteți alpinistă, dacă termenul nu e prea mult, o să ne spuneți dumneavoastră. Aceasta era doar introducerea. Ideea e că aș vrea să ne întoarcem la final, de unde am început, adică de la educație. Și din această călătorie pe munte, numită educație economică și financiară, spre acest vârf numit Everest, unde ne aflăm și care sunt actorii care joacă în această piesă, să spunem, numită educație economică, și dacă credeți că. Dintre toți actorii, fiecare își face rolul lui mai bine sau mai puțin bine în acest moment? E o întrebare complexă. Educația, educația economică, aș spune, și educația financiară. Suntem la jumătatea muntelui, că dumneavoastră trebuie să vorbim în termen mont exact. montanier sau nu? Suntem la jumătatea muntelui, da, și avem nevoie de toate resursele la jumătatea muntelui ca să nu numai să ajungem în vârf. Dar e extrem de important, apropo de uh, vârful, este doar jumătatea. Jumătatea muntelui este vârful. Mă scuzați, deci uh, suntem la jumătatea mur, muntelui în urcare. Dar alpiniștii spun A, și că jumătatea nu? muntelui este vârful. Ah, ok, nu știam și, asta. Da, și că, prin urmare, trebuie să te preocupi și să-ți dozezi eforturile și să ai bagajul necesar, nu numai să urci până în vârf, dar și să te întorci la bază. Este extrem de important să ai cunoștințe economice, pentru că fără ele nu ai cum să ai cunoștințe financiare. De ce? Simplu, nu te bancarizezi. Și avem încă situații în România, de oameni care n-au deschis un cont bancar. Fără un cont bancar, n-ai cum să înțelegi restul de noi. E primul pas pentru a cuceri muntele. Exact, da? exact. E, da, este sunt bocancii okay. <laughs> pentru apropo de munte da, da, da. ca să mergem pe munte întâi de toate ne oricât ar bocanci. fi de înalt sau de mai puțin înalt mm -hmm. ne trebuie niște bocanci și nu ne ducem în adidaci. Ok. <laughs> și după aia trebuie să ai resurse trebuie să ai apă trebuie să ai uh, un pic de hrană trebuie să, mm -hmm. nu mult dar suficient cât să poată mm -hmm. să te deci țină în mișcare și, cu noi, cu și atunci cu și noi întorcând la educația financiară nu, nu trebuie să, să fim extrem de Dotați cu toate informațiile posibile și imposibile despre instrumentele financiare. De aia suntem aici, noi, banchierii, să ajutăm, să explicăm, să punem umărul, dar ca să ne întâlnim pe munte, trebuie și din cealaltă parte să existe un minim interes, un, mm. să se pună întrebări fundamentale legate de economie, de, ce, de, 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 de mecanisme, și de aici încolo mergem împreună pe munte. Perfect. Cred că am făcut câțiva pași pe muntele acesta al educației economice chiar astăzi și îi mulțumesc pentru prezență și pentru informațiile oferite și pentru analiză. Îi mulțumesc doamnei Flavia Popa, secretar general al BRD, grup Societei General. A fost o plăcere să vă avem la podcast și, cum spuneam, avem nevoie de astfel de discuții, ceva mai libere, ceva mai pe oamenilor tocmai pentru a reuși să facem această informare de care cu toții avem nevoie. Eu vă mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere să vorbim, și vă așteptăm la bancă și ne vedem pe munte. Perfect, mulțumesc, eu sunt Constantin Rudnitski, sunt jurnalist economic și ați văzut și ați ascultat podcastul CSLB. Numai bine vă doresc!